Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră absolută Saloanele Gotice, scenariu de Pușarot, după romanul cu același titlu de August Strindberg, traducere de Corneliu Papadopol. Episodul al doilea. Cutia de scrisori este un lucru minunat. Ea conține secretele redacției, răspunsuri, comunicări, solicitări, scrisori anonime, cărți poștale ordinare. Această cutie a fost introdusă tocmai ca urmare a cărților poștale deschise, care erau citite de curieri și de alți subalterni, ceea ce le inspira dispreț față de redactor și de gazetă și o superioritate întemeiată pe familiaritate. Mi-a trebuit mult până să reușesc să nu mă mai înfurii de fiecare dată când deschid cutia. Vai, ce cald este! Sunt lac de sudoare! Am ajuns la o adevărată tehnică în arta deschiderii scrisorilor, deoarece văd imediat după scris, semnătură și altele asemenea, dacă trebuia să citesc hârtia sau să o arunc la coș. Astăzi treaba merge mai încet, căci pentru prima oară de la înființarea gazetei am primit două cărți poștale cu laude și mulțumiri de la cap de familie și susținători ai statului conservatori, pentru că în numărul de ieri am ridicat armele împotriva socialismului. Casa Cavalerilor s-a prăbușit, firește, dar majoritatea primei camere e formată din funcționari și pe lângă aceștia din latifundiari, în majoritate nobili. În linii mari era deci un parlament ca în Roma antică, cu patricieni și plebei. După părerea mea, parlamentul se ocupă cu teoria dreptului, deși ar avea sarcina de a se îngriji de necesitățile actuale ale cetățenilor. Suedia e o țară agrară, de aceea agricultorii au majoritatea. E logic. Și acum le-a venit rândul țăranilor. Plângerile lor mai vechi sunt ascultate, vechile nedreptăți au fost înlăturate. Până aici mai merge. Dar când aceeași majoritate dorește să emită legi în probleme culturale, să stabilească cum trebuie să gândească națiunea, cum trebuie educat tineretul, când intenționează să-i bage la închisoare pe cei ce lucrează pentru viitor, atunci eu trebuie să intervin și să scot sabia împotriva plebeilor. Nici nu știu cum e mai bine. Ieri am scris un articol de fond împotriva celor care vor să dizolve familia, iar astăzi conservatorii îmi mulțumesc pentru ajutorul dat. Ieri m-am enervat că tocmai fiul meu, Holger, secretarul redacției, m-a amenințat că pleacă. Și acum trebuie să apară și fratele meu, doctorul Borg. Iată că a și sosit. Tu ai făcut asta? Tu ai scris mizeria asta? Am scris potrivit convingerilor mele, contra predicilor voastre imorale. Convingerile tale ar trebui să se întemeieze pe fapte reale, verificate prin experiență, dar aici nu este cazul, fratele meu. Nu există niciun fel de predici și predicatori, pentru că toți cei ce scriu despre familie nu fac decât să-și împărtășească descoperirile și experiențele proprii. Gustav, frate, ei spun de pildă, dezvoltarea are loc așa cum știm. În ultima generație, viața de familie a degenerat așa cum știm, iar căminul este o școală a despotismului, a egoismului și a ipocriziei. Ei nu împărtășesc decât situații de fapt și nu predică teorii. Și tu, care ai fiice, ești pentru învățăturile astea? Sunt la fel de îngrijorat ca și tine pentru fiicele mele, dar nu le învăț nimic. Pentru că la punctul ăsta nu știu nimic. Dar mă situez în așteptare și observație. Și cred că am și văzut cum copiii mei s-au născut cu alte idei decât mine. Pudoarea îmi interzice să vorbesc despre asta. De aceea este bine că se scrie. Cuvântul tipărit este tăcut și nu jignește pe nimeni. Îți spun doar atât. Ca și tine, sunt pregătit pentru orice. Văzând că nu pot să fac nimic, pentru că știi și tu ce valoare au sfaturile. Tac
și mă gândesc. Poate că așa trebuie să fie. Poate că ei înțeleg mai bine. Poate că asta e calea spre noua formă a societății. Tineretul care luptă pentru noile lui idealuri, desigur că trebuie să sufere la primele încercări. Desigur. Mulți vor cădea și de aceea mulți vor dezerta. Da. Dar fluviul vremii curge fără să ceară sfaturi. Și nu o să fac tocmai eu încercări disperate să opresc. Tu însă te-ai întors împotriva noastră și astfel ai ruinat gazeta. Ca acționar și director, îți cer să te retragi și să-i predai locul fiului tău, Holder. Eu? Să plec? Da. Niciodată. Bine. Bine, atunci Holger și cu mine înființăm o altă gazetă. O gazetă nouă, n-o să meargă. Ba da, o gazetă nouă care își menține culoarea și care preia tradițiile părăsite de tine. Merge, Gustav Borg. Te gândești la o gazetă unilaterală, partinică, în care adversarii să fie tratați ca niște criminali? Nu, ca niște dușmani. Atâta timp cât lupta durează, soldatul care începe negocieri este împușcat. N-ai observat că dacă faci o mărturisire sau spui o vorbă bună dușmanului, acesta jubilează că te-a pus în inferioritate? Vorbele bune și curtoaziile urmează după aceea, la încheierea păcii. Consideră-te deci drept un dezertor, împușcat și pleacă! Niciodată! Niciodată! Ei, atunci te ruinăm prin concurență. Așa vorbește un frate. Da, un frate cinstit, care nu tolerează nepotismul sau favoritismul, care pune dreptatea mai presus de dragostea fraternă și binele general mai presus de cel particular. Ai uitat că-ți pierzi banii dacă mă dobori? N-am uitat. Dar am mai mulți bani decât crezi, deci nu mă voi ruina. Ai timp de gândire până mâine la 12. Adio! Destituit, aruncat la gunoi ca uzat, eu, care am participat la marile înnoiri materiale de după 1850. Mi-aduc aminte de calea ferată din 1852, de inaugurarea telegrafului în 1853, de primul felinar cu gaz din 1854, de prima marcă poștală din 1855, iar în anii 80 am asistat la apariția telefonului și a luminii electrice. Însă din idealurile politice ale tinereții mele, prea puține s-au realizat, ca de obicei. Majoritatea s-au sfărâmat și au pierit aruncate la groapă, ca neghina. Unele s-au întruchipat altfel decât le-am visat și consecințele au fost contrarii celor așteptate. Între timp, au apărut idealuri noi, pe care nu le-am înțeles și de care mă tem. Nu înțeleg, recunosc, marea mișcare muncitorească, deși în acești 40 de ani țara s-a transformat treptat din agrară în industrială. Au apărut conducătorii Partidului Muncitoresc, niște imitatori și anarhiști, care zic că ei acționează tocmai pentru legalitate și ordine în sânul masei încă neorganizate. Nu înțeleg așa zisa aspirația tineretului spre libertate și responsabilitate, spre proprie inițiativă și dreptul de autodeterminare. Știam că fiul meu mă va urma, dar nu așa constrâns, fiindcă în felul ăsta e mai rău decât toată amărăciunea vieții. Trebuie să chibzuiesc la hotărârea pe care trebuie să o iau. De vreo câțiva ani am o proprietate afară, în arhipelag, unde locuiesc cu familia cea mai mare parte a anului. Am să mă gândesc ce trebuie să fac. Stockholmul este un oraș drăguț, în orice caz. Totuși dă impresia de decor. Pentru că e prea mare și prea strălucitor ca să reprezinte o țară pustie. Pustie? Exact, pustie. Am făcut recent o călătorie prin toată Suedia. Eu sunt inspector al unei societăți de asigurări pe viață și am trecut prin toate provinciile fără să văd oameni. În tren erau 5 persoane și în gări era o liniște mormântală. Dacă ajungeam într-un oraș mai mare, era populat numai de slujbași,
câteodată un guvernator, un episcop, un colonel cu un stat major de primari, consilieri, diriginți de poștă, comisari de telegraf și vreo câțiva comercianți. Totuși, populația a crescut la 5 milioane. E adevărat, da, ce-i drept. Dar din aceste 5 milioane, doar 1 milion sunt bărbați între 20 și 55 de ani. 2,5 milioane sunt copii și femei fără ocupație. Dar acel 1 milion de bărbați buni de muncă trebuie să întreține cele 2,5 milioane de neproductivi. Pe lângă asta, trebuie să mai hrănească și 170.000 de slujbași, în afară de militarii care numără 133.000. Avem 170.000 de funcționari civili? Da, avem 67.000 de funcționari de poștă, telegraf și căi ferate, 27.000 de funcționari de stat, 28.000 de clerici și ajutori, 38.000 de învățători, 17.000 de funcționari comunali. E absurd! Da, absurd, da, așa este. Și nu pot schimba nimic. De fapt, nu e niciun secret, pentru că se găsesc tipărite în statisticile oficiale ale Suediei. Dar cel mai rău e cu emigrările. Din 1866, când am intrat în această societate de asigurări, au emigrat 780.000 de oameni. 780.000? Exact, da, 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 da. În cei 4 ani dintre 66 și 70 au emigrat 100.000. Mai târziu, când numărul lor a mai scăzut, patrioții au început să strige: vedeți că n-a fost periculos. Da, dar între 81 și 85 au emigrat 175.000, apoi între 86 și 90 încă 200.000. Ha, și patrioții ce mai spuneau? Ei, nimic, ce să mai spun. Totuși au început să-și adune suvenirurile la redută și, presimțindu-și sfârșitul, au construit un muzeu. Dar de ce se emigrează? Din sărăcie? Nu din sărăcie. Atunci de ce? Învățătorii, care sunt niște oameni deosebiți, crede-mă, susțin că din lipsa dragostei de țară. Dar cum a apărut această lipsă, nu spun. I-am răspuns odată unui astfel de educator: dar cum poate fi iubit o țară al cărei pământ aparține străinilor? Știi doar că pământul Suediei este amanetat în străinătate pentru 226 de milioane, că daniile comunale se ridică la 175 de milioane și că datoria statului în obligații este de 278 de milioane. Țara noastră e amanetată și așa va rămâne. Se cântă astăzi în anumite cluburi. De obicei, datoriilor din ipoteci li se opun casele de economii. Dar casele de economii sunt împrumutate și ele la tot atâția speculanți și sunt din ce în ce mai solicitate de emigranții care își ridică banii depuși pentru biletele de vapor. Obligațiile de stat sunt acoperite de materialul feroviar. Da, dar contabilitatea e falsă, pentru că șinele și locomotivele trebuie înscrise în inventar. Dar mijloacele de transport sunt forțe de producție. Da, desigur. Și șoselele sunt, și căile de navigație de asemenea, dar ele nu sunt capitaluri. Nenorocirea este că printre cei 27.000 de funcționari guvernamentali ai noștri nu se găsește niciun contabil. De altfel, la ce i-ar folosi asta unui stat, dacă statul și indivizii trăiesc peste posibilitățile lor? Statul ar trebui să stabilească impozitele după avere și nu după bunul plac. Așa e. Dar astăzi se spune doar: trebuie să avem o armată și apoi se ia o jumătate de miliard care trebuie plătită în 10 ani. Dar emigrările? Ce crezi despre cauzele lor? Suedezii nu se simt bine. Totul este apăsător. S-au plictisit să stea singuri în satele izolate. N-au deloc simțul solidarității, pentru că națiunea nu este omogenă. Toată nobilimea, clasele suprapuse și cele de mijloc sunt compuse în cea mai mare parte din străini imigrați, ascunși sub nume suedeze. Aceștia formează un stat feudal de funcționari care își încasează lefurile de la iloți. Să ajungi funcționar și să poți lua pensie este idealul oricărui om bine. Universitățile sunt doar niște școli pentru examenele funcționărești, iar una dintre universități are într-o facultate tot atâția docenți cât studenți. Studenții sunt încă o pătură privilegiată de băieți conservatori care reprezintă națiunea la chefuri.
lăsând la o parte excepțiile. Dar mai există ceva ce duce la dezbinare. Este vechiul particularism provincial și el se face simțit în corporațiile studențești din universități, în care se adună toată drojdia veche. Oamenii se invidiază și se urăsc reciproc, și mai ales preoții sunt legați de provincie. Când e vorba de avansare, prin dreptul de indigenat. În instituții vezi că dacă, de pildă, președintele este smolandez, atunci în instituții are loc imediat o invazie de smolandezi. Iar în capitală există uniuni în care provincialii se adună ca să-și susțină interesele comune. În parlament, locurile sunt aranjate pe provincii, iar în Academia suedeză, primirile s-au făcut un timp după dreptul de indigenat al Suediei de Sud, astfel că în alta instituție era poreclită în glumă, firește, Academia Scaniană. Da, e atâta mizerie aici, încât viața devine insuportabilă. Nimeni nu se simte în patrie la el acasă. Fiecare în parte este un dușman, în țară dușmană. Nimeni nu se încumetă să ia vreo inițiativă pentru că ar fi împiedicat. Singura exteriorizare de energie se simte numai când există ceva ce trebuie împiedicat. Cei ce vor să facă ceva trebuie să-și caute altă țară. De aceea cei energici emigrează, dar reacționarii rămân. A dracului situație! Trebuie să se ajungă la crah. Și tu, Brita, vei arunca bomba. Păi, dragul meu cumnat, atâția ani mi-am tot aruncat bombele încât acum nu mai am decât să trec la dinamită. Gustav, copiile lui liberale, demodate, e dușmanul nostru cel mai înrăit. Nu înțelege nimic din marile prefaceri care se întâmplă acum în lume. Odinioară a fost de acord cu teoriile, dar când e vorba să se realizeze chiar numai o singură idee, unul singur din idealurile lui din tinerețe, dă înapoi. Perfect, de aceea trebuie să-i luăm piuitul, să se retragă și să-i predea conducerea fiului tău, Holger, contra unei anumite arende. Dacă vrea să scrie mai departe pentru gazetă, poate să o facă, dar sub cenzura șefului. Dacă Holger n-ar fi atât de inimos, cu tot simțul lui ingineresc are încă slăbiciuni ereditare. Am dreptate, doctore, nu-i așa? O să-i le scot eu din cap. Și pentru că tu ești total insensibilă, Brita, poți să mă ajuți. Dacă noi doi am fi uniți, are ieși ceva. Da, Henrik. Dar atunci trebuie să încheiem un compromis. Tu trebuie să mă susții în cauza mea feministă. Știi că o fac, atât cât permite echitatea. Dar la inechități nu particip. Aprob lupta ta pentru drepturile servitoarelor, pentru nivelul de salarizare al muncitoarelor, pentru eliberarea fetelor de inactivitate și cochetărie. Sunt de acord și cu legăturile libere cu răspundere legală, dar nu sunt pentru amor liber în căsnicie, pentru că asta înseamnă sclavia bărbatului, mai ales când are înscriși în registrul parohial copiii ce nu-i aparțin. Nu sunt pentru dreptul de proprietate al femeii căsătorite, care eliberează proprietatea femeii de contribuția la întreținerea familiei, dar menține averea bărbatului ca proprietate comună. Și munca femeii în casă nu trebuie plătită? Ce fel de muncă e asta? Ai muncit tu vreodată în casă? Ai dat porunci pe care le-au executat servitorii plătiți de Gustav? Dar el te-a hrănit și te-a îmbrăcat pe tine și pe copiii și pe servitorii tăi. Hai că spui prostii. Bine, dar spălătoresele sărace care câștigă prin munca lor să nu-și poată păstra banii, adică să-i poată bea bărbatul. Dragă Brita, dacă bărbatul nu-și poate păstra pârlita de leafă, ci trebuie să o cedeze familiei, atunci și leafa femeii trebuie folosită tot în casă. Nu înțelegi că altfel bărbatul devine sclav și contra sclaviei a predicat chiar și liberalul de modă veche, Gustav. Ai văzut cumva vreo spălătoreasă lăsându-și bărbatul să-i bea banii?
Dacă ai văzut atunci, ea a vrut așa. Și dacă a vrut așa, nicio lege nu poate opri. De pildă tu, traduci. Dar în loc să te ocupi de menaj, îți vei onorariile. Adică spânzuri banii pe călătorii și petreceri, în timp ce Gustav ține servitorii care te înlocuiesc. Crezi că este echitabil? Sau găsești că femeia este asuprită? Păi atunci ești tare de cap și nu poți să închei cu tine niciun compromis. Acum n-ate, dragă. Păi da, și că femeia în general este plătită mai puțin, asta se leagă de faptul că nu trebuie să-și plătească dragostea, ci într-un anumit fel este plătită pentru ea. Legea îl condamnă la pensie alimentară numai pe bărbat, niciodată pe femeie, care are totuși cea mai mare bucurie în maternitate și al cărei drept de posesiune asupra copilului este indiscutabil. Da. Și tu vrei să desfințezi prostituția? Dar ce înțelegi tu prin prostituție? Dacă te gândești la asistența medicală, ești nemiloasă când vrei să o desfințezi. Dacă te gândești însă la faptul că o grămadă de femei fac din viața sexuală o profesie, atunci legea nu poate desfința, pentru că legea nu se poate atinge de tot ce este mai secret și mai intim. Dar voi nu vreți niciodată să răspundeți la întrebări, ci vă furișați ca șobolani într-o gaură în alta. Poliția caută să limiteze prostituția prin control și să împiedice practicarea profesiei prin intimidare. Acționează, deci, în același sens cu voi. Dar voi vă opuneți măsurilor preventive. Ce vreți? Ce vreți, nu știți. De aceea spuneți numai prostii. A mai rămas ceva? Ah, dreptul de vot. Da, mai întâi pentru bărbat. Apoi vom vedea, după ce veți învăța, ce este echitatea și rațiunea. Henrik Borg, tu încerci să colaborezi cu tine? Da, Brita, în toate punctele în care suntem de acord și în toate străduințele tale care merită atenție și pe care, după cum știi, le apreciez la tine. Dar eu nu-ți cer ajutorul într-o cauză bună ca, în schimb, să te sprijin într-una nedreaptă. Dacă tu, stăpână în casa ta, vrei să apari ca slavă, atunci văd în tine o excroacă pe care n-am decât să o scuip în față. Și asta o știai dinainte, Brita. Păi vezi, în problema asta nu ne vom înțelege niciodată. Ba, eu te înțeleg pe tine, draga mea, Brita, dar tu nu înțelegi ce spun. Și asta este greșeala ta. Nu. Ia uite, vine fratele tău, Peter. Oh, cu stropitoarea lui câinele Filax. Și-a ridicat piciorul din spate. Fiere al dracului cu câinele lui, cu tot. Nu-și iubește rudele. Aha. Nu sunt rude cu câinii și urăsc tot ce este animalic, atât la mine, cât și la alții. Acum Peter ar trebui să aducă o treapă și să șteargă puntea, dacă ar exista lege și dreptate. Ești atât de aspru cu un animal nevinovat, doctore Borg. Față de tine sunt aspru, Peter, pentru că introduci animalele în societatea oamenilor. Tu însuți nu îndrăznești să latri și să muști, dar îl pui să le facă pe animalul tău netrebnic. Tu însuți nu îndrăznești să-ți ridici piciorul, dar animalul tău nevinovat are voie. Ești un hoit! Asta-i tot. Mai, hai să fim mărinimoși. Da, să fim mărinimoși față de oameni, de semenii noștri, să nu luăm pâinea de la gura copiilor și să o aruncăm la câini. Nu dai nici măcar doi bănuți unui om sărac. Da, zilierilor tăi le dai lapte smântânit, dar bestii tale împuțite țin-o acolo. Îi dai frișcă și cel ce pune animalul netrebnic mai presus decât omul, este el însuși un animal împuțit. Peter, l-ai văzut pe Gustav? Da, doarme jos în salonul de la pupa, dragă soră. Ascultă, parohule, tu care ești cel mai bogat om din Storo, de ce ești așa dur cu bieții săraci? Nu există săraci, există numai leneși, nu există bolnavi, sunt doar niște șarlatani care vor să profite de ajutor. De ce nu se draghează canalul? Pentru că în cazul în care s-ar draga, ar interveni imediat un concurent mai rapid. Și tocmai asta nu vor acționarii bărcii ăsteia.
Tu ce crezi, Peter? Ei, aș vrea să știu dacă Gustav s-a așezat în flanc în salonul de la pupa. Oh. E greu al dracului și Cărmaciu ar fi trebuit să coboare și să-l pună în echilibru. Ești barbar, doctore. Asta e o minciună, drăguța mea. Nu chinuiesc niciodată vreun animal, nici măcar o râmă. În schimb, animalele voastre mă chinuiesc pe mine când mi se bagă în picioare și urlă. Ia uite-l. Ia uite pe bătrânul pederast cum stă la debarcaderul lui și așteaptă gazeta. Brita, tu care studiezi problemele sociale, da, poți să explici pederastia și poți să-mi spui și de ce în cercurile noastre atât de mulți bărbați fac să se vorbească despre ei în acest sens? Nu. Nu pot și nici nu vreau să vorbesc despre asta. Ei, despre astfel de lucruri nu se vorbește, dragul meu. Ei, tocmai asta e nenorocirea. Că nu se poate discuta chiar despre problemele cele mai importante, despre omor și incendiere criminală, furt și falsificări de polițe, se poate discuta cu voce tare la tribunal, iar audierea orală a martorilor este prevăzută de lege, dar despre astfel de lucruri nici măcar să scrii nu e permis. Da, pudoarea umană impune tăcere. Păi, dar atunci și judecătorului ar trebui să-i fie rușine să audă vorbindu-se despre omor și furt. Nu, voi ori vă fandoțiți, ori vreți să păreți mai bun decât sunteți. Nu vă pot înțelege. Comiterea actului rămâne nepedepsită. Dar dacă un scriitor prezintă o descriere elevată a primei scene dintr-o naștere, vreți să-l băgați în pușcărie de dragul tineretului destrăbălat care nu scrijelește numele pe scoarța copacilor, dar mâzgălește secretul pe toți pereții și prin toate colțurile. Nu vă înțeleg, dar nu vreau să vă zic ipocriți, pentru că nu știu ce înseamnă. Tu, Peter, nu te expune pe trotuar, dar javra ta poate ofensa simțul frumosului unei întregi generații de copii și tu stai și te uiți. Tu, drage! Iar a ajuns la câini. Ăsta e subiectul lui de conversație permanent. Da, trebuie să vă spun, pentru că aduceți animalele voastre spurcate în societatea oamenilor și le puneți să ia parte la conversație. Spurcate? Dar nu există animale mai curate după pisici. Uite-te la blana lor. Uite-te! Uite-te la rochia ta, Brita! Uite-te la stropitoarea de Filax! Filax! Peter, de ce nu-ți bați bestia? Nu, că atunci intervine societatea pentru protecția animalelor. Păi da, societatea ar putea să aibă dreptate dacă bastonul te-ar lovi pe tine în locul lui. Știu că nu îndrăznești să ridici bastonul asupra lui Filax, pentru că atunci și-ar arăta colții. El e stăpânul și tu, câinele, grijania ta de egoism! Ați ascultat al doilea episod din serialul radiofonic Saloanele Gotice, scenariu de Pușarot după romanul cu același titlu de August Strindberg. Traducere de Corneliu Papadopol. Distribuția a fost următoarea: doctorul Henrik Borg, Dan Condurache, redactorul Gustav Borg, Mircea Constantinescu, Brita Borg, Medea Marinescu, pastorul Peter, Gelu Nițu, primul călător, Orodel Olaru, al doilea călător, Cristian Simion, redactor și producător, Costin Tuchilă, regia de studio, Janina Dicu, regia de montaj, Mirela Anton, regia muzicală, Stelică Muscalu, regia artistică, Vasile Manta.